Bună seara, dragilor! Bine v-am regăsit la un nou episod, Lucrețea Nedelea mă numesc. Și o să fac un scurt video. Am ieșit un pic în pădure cu fetița mea și cu cățelul. În primul rând îmi cer scuze pentru perioada lungă în care n-am mai postat nimica. Dar a fost o perioadă extrem de tensionată și foarte, foarte plină pentru noi. Peste puțin timp o să aflați și din ce cauză, deocamdată nu vă zic nimica. Da, n-am avut practic timp fizic, n-am avut timp să filmez, hai că să filmez poate aveam, dar să editez și toată munca de după, pentru că am avut un program extrem de încărcat. Astăzi am ieșit un pic la plimbare, o zi foarte, foarte frumoasă, este peste 20 de grade afară, încă, la ora asta. Și ne plimbăm și noi un pic. Fetița mea adoră frunzele, se plimbă prin frunze, n-are nicio treabă. Am ieșit fără cărucior, pentru că pur și simplu îi place mult să meargă pe jos și se plictisește în cărucior și atunci trebuie să o iau în brațe și să mai car și căruciorul. Și aici e Nero, băiatul mami. Hai da, Nero, Nero, hai mama. Unde o iei înainte? Tu nu știi că trebuie să rămâi lângă mami? Zit, Nero. Zit? Zit, Nero. Trebuie să rămâi lângă mama. Unde o iei? Ha? Unde o iei, băiete? Tu că mami, băiatul. Și tu ce faci, frumusețe? Ia zi, cum te cheamă? Ioza. Câți ani ai? Trei. Bravo, mama. Unde-i tati? La lucru? Da, mami, la lucru, iubirea la mama. Uitați cum arată aici la noi în pădure. E super. E o zi foarte faină, e toamnă, e plin de frunze, copacii o cam chelit, dar nu în totalitate. Și noi ne bucurăm încă de ziua asta. Wow, îți place? Îți place, mami? Wow, frumos așa e? Cine știe cât mai durează vremea asta? Și tu ce ai găsit acolo? Nero? Nero? Ce-a găsit băiatul? Ce-o găsi băiatul? Ha? Zit! Zit! Zit, Nero! Ce-o găsi băiatul? Ai obosit? Ai obosit? Da! Și tu ce ai în mânuță? Ce ai în mânuță? O ghindă? Ghinda! Ghinda! Wow! Ce face fetița cu piatra? Ha? Piatră? Piatră! Ce vrei să faci? Vrei să o duci acasă? O duci acasă? Păi ce faci? Construim casă? Vrei să construim o casă la tati? Sau la Nero? E o zi pur și simplu superbă, e foarte cald afară. Nici nu mă gândeam că o să fie așa de cald și ne bucurăm pur și simplu de plimbare, aer foarte curat. Hai, Nero, ce ai găsit? Urzici? Dar tu până unde ai de gând să duci piatra aia, mami? O mai duci? Până unde ai? O duci acasă? O duci acasă, mami? Da, o duci acasă? Am ieșit la șosea și aici trebuie să fiu extrem de atentă că mai trec și mașini și atunci trebuie să o iau pe ea în brațe și pe el nu mai apuc să-l pun în lesă, dar el stă cu minte pe lângă mine așa și merge frumos. Imediat intrăm înapoi în pădure. Lui, i-a regăsit ceva? I-a regăsit ceva? Iau, nu toate gunoaiele, mami, aruncă. Aruncă-o. Păi gunoi, mami, ce să fie? O conservă, dă la mama. Dă mie. Săptămâna trecută, în weekend, am apucat și noi să ieșim un pic cu motoarele. Ar fi frumos și weekendul ăsta, pentru că e vreme super frumoasă și nu știu când mai prindem așa ceva. Dar să vedem, pentru că noi de când cu fetița nu prea mai putem, n-avem cu cine să o lăsăm, pur și simplu. Și hai da, mami. Și atunci trebuie să, na, să ne organizăm cumva. O să vă atașez aici așa o mică parte din plimbarea noastră cu motoarele. O fost. Luiza, vine aici. O pleca fata mea. N-a uitat-o. Hei, unde mergi? Veniți încoa. Nu-i voie să bagă în curte la oameni. Și cum vă ziceam, o să vă atașez aici o mică parte din plimbarea noastră. Am fost și noi până la un garaj, am fost la o din asta cu motoare.
N-am putut să ne plimbăm foarte mult pentru că am avut pe cineva cu mașina care avea și fetița în spate. Și... Dar așa, a fost o scurtă și faină plimbărică. We'll be right back.
uitați pe unde am ajuns noi. Și fata asta deja merge pe jos de o vreme și nu, îi place, îi place pe jos. N-am treabă cu ei, sunt foarte cuminți. Ce-ai găsit, ghindă? Am ajuns la civilizație. Mami n-a alergat. Nu alerga, mami. Poate că a jos. Cred că o să prindem în față și un apus foarte frumos. Abia aștept să ies să vedem apusul, că eu iubesc apusurile și răsăriturile, dar mai ales apusurile. Ăștia doi nu au treabă. Sunt foarte încântați de plimbare și eu ador să ies cu ei. Luiza culege toate frunzele posibile. Deci uitați acolo cât e de superb apusul ăsta. Wow, am bănuit eu. Am bănuit că se vede extraordinar de frumos. Deci le ador. Eu sunt încântată pur și simplu. Mami, îți place? Îți place apusul? Wow! E frumos, mami! Deci uitați și voi acolo. Wow! Splendid! Ia să mă dau mai așa. Splendid! Nero! Îți place, Nero, apusul? Îți place apusul, mama? Da ție lui! Tu ai de adunat ghinde, mami! Ia, uitați ce bucurie pe ea, ce? Încet, mami, să nu te împiedici, da? Ce bucurie pe fată! Îi place mult mai mult pe jos decât cu căruciorul. Așa-i, mami? Hai, Nero! Nero! Ce? Ce ai văzut? Ce ai găsit? Dragii de ei! Uitați aici! Wow! Superb, superb, superb! Deci mă încarcă pur și simplu de energie. Și aici avem în graj niște căluți. Uite, vine aici, sper să nu se bage Nero la el. Calu. Iha. Wow. Hai să mergem de aici în lui. Hai de lui. Ești fascinată de căluți? Hai să mergem. Hai, mergem? Ia zi la căluț. Ciao, ciao! Ciao, ciao, căluțu! Ciao, ciao, căluțu! Hai da lui! Hai da lui! Ia stă de vorbă cu calul acum, n-are treabă. Da, mami! Trebuie să o iau în brațe ca să putem să plecăm de la cal. Ia zi, mami! Salut, căluțu, salut! Zi, salut! Tot după el se uită. Dar dacă mai stăteam mult aici, acum ne prinde noaptea, că mai avem de pedalat până acasă. Wow, că ne prinde acum noaptea în pădure, deja se întunecă și noi mai avem vreo 20 de minute de mers până acasă. Și fata asta nici nu vrea în brațe, mergem cu ritmul melcului turbat. Și ne prinde noaptea. Ne-am uitat că e sfârșitul octombrie și se întunecă la 7. Am zis că e vară. Ce-o păți la lăbuță? Cred că când s-o băgat în canal să bea apă. Merge șchiop și tot își linge lăbuța, săracul. Nero? Sper că nu-i ceva grav. Uite-l. Ce-i păți, Nero, mami? Ce-i păți? Ce păți băiatul? Săracule, te accidentezi, nu? Uite-l cum stă. Ce-a păți, mami? Deci aici s-au întunecat de-a binelea și noi încă mai avem de pedalat. Uite, vine și o mașină. Noroc că am cățel cu minte. Și... ăsta e un camion, se oprește acolo la casa aia. Dar cățelul meu, când vine câte o mașină, stă aici cu minte lângă mine. Dar noi nu prea suntem semnalizați și ne-au prins noaptea. În sfârșit am ajuns și noi acasă, s-a făcut beznă de-a binelea. Bine că suntem în curte deja. Iaca. Câinele abia se mai vede. Fata mea la fel. Dai pup? Bravo! Băiat! Băiat frumos! Lui?
Lui, dai pup la mama? Dai pup? Am ajuns și noi acasă, în sfârșit. Toată lumea e însetată. Ăsta la altul aici. Nu mai poate de sete. Acesta a fost vlogul de astăzi. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Vă doresc un weekend minunat și până săptămâna viitoare, numai bine! Pa, pa!